Un copil de 8 ani a rămas orfan după ce mama sa a decedat acum 2 luni, iar tatăl său și-a pus ieri capăt zilelor. Bărbatul avea 31 de ani și era proprietarul unui club de noapte de însângerăi. Potrivit informațiilor, el s-a împușcat cu arma sa pe care o deținea legal. Bărbatul nu a lăsat niciun bilet de adio. La data de 30 ianuarie curent, ora 4:30 dimineața, a pervenit un apel telefonic la o persoană de gen feminin, secund când gospodării din orașul Sângerei. Este o persoană cu o împușcătură în cap. Una din versiunile poliției este suicidul. Semne de moarte violentă nu s-au depistat, anturajul în casă tot nu s-a încălcat. Deși familia sa este înstărită, nenorocirile s-au ținut lanț de ei. Acum câțiva ani, bărbatul a rămas fără ambele picioare în urma unui accident rutier. Cu ajutorul tatălui și-a deschis o afacere care prospera și-a întemeiat o familie, avea un copil în clasa a doua. În luna octombrie, soția sa a decedat din cauza unei boli incurabile. Acum și tatăl său e pe patul de moarte, fiind mistuit de aceeași maladie. Consătenii spun că tânărul, fiind devastat de durere, a prins ieri mai multe lumânări pe o masă, a pus în mijloc fotografia soției și s-a împușcat. Copilul minor a rămas doar cu bunica.